Salutare prieteni, eu sunt X-Breaker, s-a terminat și meciul România-Elveția, meciul 2 de la Europenele din Franța, un rezultat de 1 la 1, un rezultat bun pentru naționala noastră de fotbal a României, eu personal așa cred, nu știu care este părerea voastră și vreau să mi-o lăsați în comentarii, am scos un 1 la 1 uh, și e bun ținând cont de faptul că România a jucat uh, slăbuț, chiar slăbuț în afară de primele... 5 minute, din a doua repriză și următoarele, tot să zic așa, 5, dacă nu mă înșel, după ce am dat golul de 1 la 0, în rest, mai nimic, n-am combinat, n-am făcut nicio fază frumoasă de atac, asta este, rămânem în continuare cu speranța că învingem Albania și mergem mai departe în optimile de finală. 20.000 de români au fost în această seară prezenți în Paris, prezenți pe stadion să vadă această partidă România-Elveția a început uh, uh, bine Elveția partida în uh, minutul 6 o primă mare ocazie atunci uh, Seferovic primește în stânga foarte liber, uh, Chiricheș vine la întâmplare dar nu-i uh, nu poate bloca șutul uh, din fericire Mingea nu a, fost, nu a prins spațiul porții, o fază cu un semnal de alarmă pentru defensiva uh, României, o defensivă amorțită pe acolo, prin centrul defensivei astăzi s-a defilat serios. De nu au, deci a trecut Seferovic cred că de 5 ori fără nicio grijă. Chiar și Embolo de câteva ori introdus în repriza secundă a venit în minutul 17 gol pentru România, mai bine zis un penalti scos de Chipciu, a fost faultat de Lichsteiner, penalti clar. N-are nimeni ce să zică, Bogdan Stancu marchează din nou din penalti cum a făcut-o și în partida cu Franța. A fost după minutul 24, moment foarte greu pentru noi, o lovitură liberă a elvețienilor. Dar, până la urmă, Bogdan Stancu a reușit să respingă cu capul minutul 28, o mare ocazie pentru naționala noastră de fotbal. Săpunarul trimite în bar din 6 metri și a ratat o mare ocazie pentru România de a duce scorul la 2-0. Tătărușanu este într-o zi mare și reține cu siguranță o lovitură liberă de la 25 de, bă, 25 de metri bătută de Rodriguez, A prins fără niciun fel de problemă și chiar am avut uh, puține emoții Începem repriza secundă cu o mare, mare ocazie de gol Hoban șutează uh, din unghi, șutează puțin pe lângă poartă Puțin pe lângă poartă, el fiind într-adevăr incomodat și de un adversar, prima oară a fost șutul blocat, după șutează cu piciorul stâng, dar șutul său se duce puțin pe lângă poarta apărată de Sommer. Of, a fost, a fost greu, a fost greu în continuare. Sunt foarte supărat că nu am reușit să, să trecem, mai bine să câștigăm partida asta împotriva elvețienilor. Mintul 57, gol Mehmedi înscrie în urma unei lovituri de colți. A fost o minge respinsă în prima fază de defensiva noastră. Mehmedi a urmărit, nemarcat, a violent din 10 metri. Tătărușanu chiar n-avea ce să facă la acea fază, dar ce mi s-a părut mai urât la faza asta, la cornerul ăsta, momentul în care, momentul în care s-a acordat lovitura de la colț, Dragos gore degajează din, mai bine zis, respinge balonul din uh, propriul nostru careu, direct în corner, nefiind urmărit de nimeni, nefiind atacat, uh, putea să lovească clar cu, zic eu, mai ușor cu piciorul drept, la a preferat să lovească cu piciorul stâng și mingea s-a dus în corner și de aici a ieșit golul uh, golul uh, ăsta a elvețienilor, golul marcat de Mehmedi Uh, minutul 58, Hens în careul Elveției, Arbitrul a lăsat jocul să continue. A fost un hands clar, dar uh, asta este. Rusul a preferat să lase jocul uh, să continue. Este minutul 69 și Torge execută surprinzător o lovitură liberă de la 30 de metri. N-a avut zid în față și a tras spre poarta lui Sommer puțin surprins. S-a repliat însă la timp, are reușit să respingă mingea și elvețienii au scăpat uh, cu fața curată. Minutul... Uh, 76 a fost mare pericol la poarta noastră la o liberă de, de, la 20 de metri executată de Shakiri. 1 la 1, scor final. Un egal care ne ține în cărți pentru calificare. Dacă batem Albania, avem șanse mari să terminăm pe locul 2 în grupă, dar pentru asta trebuie și Franța să învingă Elveția și oricum eu zic că ne vom califica cu 4 puncte și de pe locul 3. Nu este niciun fel de problemă, eu sunt X-Breaker, nu uita să-mi lași în comentarii cum ți s-a părut meciul jucat de naționala noastră de fotbal a României împotriva elvețienilor și ce crezi că vom face cu Albania. O seară bună în continuare, papa! Pa!